Suntem familia Spanciu de satul Leușeni, participantă la ringul părinților inteligenți cu genericul Neamul meu e mai bogat prin lectura adunată. Mă numesc Mariana, am studiat la Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea Biologiei și Chimie. Am activat ca profesor de informatică, educație plastică, științe la gimnaziile Eleonora Romanescu. În prezent sunt în concediu de maternitate. Pe lângă faptul că iubesc foarte mult să lecturez, mai am și câteva pasiuni, cum ar fi croșetatul, pictura, realizarea gentuțelor handmade și, desigur, îmbunătățesc și viața multor femei prin faptul că le ajut să se dezvolte personal și să arate bine, fiind manager în companie Mary Kay. Acesta este soțul meu, a studiat Universitatea Tehnică, Facultatea Electronică și Telecomunicație, în prezent activează la Mol Telecom. Iar aceștia sunt copilașii noștri, Vlad, care anul acesta este la școală, în clasa 1, și micuțul Ștefan. Suntem o familie de oameni muncitori și prin dragoste față de muncă ne-am dobândit o stare socială destoinică. Muncim nu numai fizic, dar și intelectual. Timpul liber îl petrecem citind împreună literatură pe interes. În familia noastră s-a citit din generație în generație. Când eram mică, adormeam cu poveștile citite de mama, de tata, de bunica. Foarte mult mi-a plăcut poveștile lui Ion Creangă, Capra cu trei viezi, Ursul păcălit de vulpe și îndeoseb mi-a plăcut foarte mult Fata Babii și Fata Moșneagului. Întotdeauna mă străduiam să fiu prima în toate ca Fata Moșneagului, iar acum, la rândul meu, le citesc și copiilor mei aceleași povești. Am lecturat și am discutat în familie mai multe cărți, dar cartea Amintiri din copilărie, de Ion Creangă, am citit-o din generație în generație. Copilăria scriitorului nu i-a fost atât de ușoară, dar a fost interesantă, cu multe ghidușii, la care mama foarte mult suferea. Dar îi trecea și tot Ionică a mamei era. M-a impresionat povestioara La scăldat, unde îmi revăd și eu copilăria mea. Toată ziulica mă jucam în iazul care se afla la câțiva metri de casa părintească. Am citit cu mare drag această carte și vă îndemn și pe voi să o citiți. Anul acesta ne-am delectat citind în familie cartea Din camerele inimii de Lilia Plinsky. Am rămas impresionați de tematica variată a poeziilor din care străbate dragostea autoarei pentru sat, țară, muncă, dorul de casa părintească cu bucuriile și tristețile trăite și simțite. Viziunea sa față de momente sociale din viață în diferite perioade ale vieții trăite. Toate poeziile ne-au mișcat sufletește, simțind aceleași simțământe ca ale autoarei. Lecturați această carte, nu o să regretați, este o carte foarte bună. În multe poezii o să vă regăsiți. Scriitorul și poetul preferat al familiei noastre este Grigorie Vieru. Am lecturat cu drag cartea Acum și în veac. Această carte conține o culegere de poezii închinate celei mai dragi ființe de pe pământ, mama. Poezii despre țară, sat, din care se reflectă atitudinea și poziția sa față de momente sociale din viață. Iar acum, băiețelul meu va recita o poezie de-a lui Grigorie Vieru, Pomul, care i-a plăcut foarte mult. Pomul de căciul rulă, citind de clangă. Ia, el de rădă care arde de la mic și de la mare. Câte o pară dintre voi, lasă-se la pițigor. Când de el, prin sopramă, lasă-se la alte nume. La buboi și la fărne și la iepuri, la areși, nu se crește de la mine, nu se lasă de la lume.
Mândria de neam este un sentiment puternic și profund care poate fi cultivat prin cunoașterea și aprecierea istoriei, tradițiilor și valorilor comunității din care facem parte. Aceasta poate fi transmisă de la o generație la alta. Noi ne mândrim că trăim pe acest meleag frumos, bogat, nu numai prin pitorescul așezărilor sale, prin care este și baștina natală înconjurată de păduri lungi cu câmpii, vii, livezi. Îndeoseb ne mândrim cu neamul nostru, umănos, harnic, păstrând și promovând tradițiile și obiceiurile strămoșești. Ne pare foarte bine când aducem folos și suntem invitați prin participarea familiei noastre în viața culturală a satului, promovând tradițiile prin expoziții personale de lucrări confecționate de noi. Ne mândrim cu mama Alexandra și Elena, tata Gheorghe, care a cultivat în noi dorința de carte, de cultură, de neam și muncă. Mult ne mândrim și cu bunica Ana, care a fost o amatoare îndrăgită a țesutului covarilor moldovenești, a țoalelor, prosoapelor, care le păstrăm cu dragoste din generație în generație. Aș dori să vă îndemn ca noi toți să ne aducem aportul la propășirea valorilor culturale a neamului nostru, să facem ca satul, orașul, să fie frumos amenajat, curat și îngrijit, să participăm la promovarea tradițiilor și obiceiurilor strămoșești și să ne implicăm în toate măsurile de cultura satului. Dar acum aș dori să vă recit o poezie care foarte mult mi-a plăcut. Este o poezie foarte emoțională, se numește Mama, de George Cușbuc. Pe vaduri ape repezi curg și voie dau în cale, iar plopii numedul amurg doinesc eterna jale. Pe malul apei se împletesc cărări ce duc la moară. Acolo, mamă, te zăresc pe tine într-o căsicioară. Tu torci pe vatra veche ard, pocnind din vreme în vreme trei vreascuri rupte dintr-un gard, iar flacăra lor geme. Clipește abia din când în când, cu stingere în bătaie, lumini cu umbre amestecând prin colțuri de odaie. Cu tine două fete stau și torc în rând cu tine. Sunt încă mici și tată n-au și fiul nu-ți mai vine. Un bas cu pajă și cu zmei începe acum o fată. Tu taci și asculți povestea ei și stai îngândurată. Și firul tău se rupe des, căci gândul te frământă. Spui șoapte fără de înțeles și ochii tăi stau țintă. Scarfusul jos, nimic nu zici, când fusul se desfiră. Te uiți la el și nu ridici. Și fetele se miră. O, nu, nu-i drept să te îndoiești la geam tu sar deodată, prin noapte afară lung privești. Ce vezi? Întreabă fată. Nimic, mi s-a părut așa. Și jalea te răpune și fiecare vorba ta e plâns de înrăbăciune. Într-un târziu, ne ridicând de jos a ta privire, eu simt că voi muri în curând, că nu mă simt în fire. Mai știu și eu la ce gândeam, aveți și voi un frate. Mi s-a părut că aud la geam cu degetul cum bate. Dar n-a fost el să-l văd venind, aș mai trăi o viață. E dus și voi muri dorind să-l văd odată în față. Așa vrea poate Dumnezeu. Așa mi-a dat-o sorții, să n-am eu pe băiatul meu la cap în ceasul morții. Afară-i vânt și e norat și noapte târzie, copilele ți s-au culcat, tu, inimă pustie, stai tot la vatră încet plângând, e dus și nu mai vine. Și adorm târziu,
cu mine în gând, ca să visez de mine. Vă mulțumesc că ați ascultat până la final. Vă spun pe curând!